Sunt la Facultatea de Agricultură, specializarea Protecția Consumatorului și a Mediului în anul 3. Ce ai avut de făcut astăzi? În ce te-ai implicat? M-am implicat în manevrarea aluatului, în manevrarea fiecărui conținut. Rezultatul puteți vedea mai mult decât satisfăcător pentru noi, pentru că am reușit să lucrăm cu mâna noastră, un lucru foarte important. Eu, cel puțin, am învățat să mă bucur de lucrurile mici, pentru că o pâine, o franzelă costă un leu, dar în spatele acelui aliment e foarte multă muncă. Ai mai făcut vreodată pâine până acum? Doar ce ajutam pe mama prin bucătărie, atât. În rest, nu, la nivelul ăsta nu. Lucru cum mai iau acum ți s-a părut? Foarte interesant, trebuie să așteptăm timpul. Timpul contează foarte mult, rețeta. Mulțumit de rezultat? Foarte mulțumit. Sincer, mă așteptam să iasă bine, pentru că rețeta e foarte bună, bine pusă la punct. Foarte, foarte mulțumit de rezultat și de colegii mei, de domnii profesori, la fel. Și apreciez faptul că lucrăm foarte mult practic, pentru că nu oriunde găsim lucrul acesta. Pe lângă teoria pe care învățăm la facultate, practica e de două ori mai importantă pentru mine, cel puțin. Ce mi-ai învățat până acum la practică? Anul trecut am avut șansa să lucrez la lapte. Am învățat fluxul tehnologic, utilajele, diferite rețete. Mi s-a părut foarte interesant, la fel ca și panificație. Dar nu pot să vă aleg un domeniu.